Fotbaliștii de la FC Ceahlău consideră că încrederea și unitatea grupului au dus la rezultatele pozitive din ultimele trei etape, 1-0 în deplasare cu Pandurii și Steaua și 1-1 pe teren propriu cu Dinamo București. Capitanul din acest sezon al galbenegrilor, Vlad Achim, crede că și venirea pe banca tehnică a lui Florin Marin reprezintă un plus în jocul bun al echipei. Sincer, nici eu nu-mi explic. Nu pot să-mi dau seama. Nu știu, poate încrederea mai mare după acele două meciuri, încrederea mai mare în forțele proprii. Sunteți o echipă tânără. Sunt grele meciurile, cum le simți din teren? Sau poate și anul acesta tineresc văd așa un imbold? Nu știu, fiind o echipă tânără, parcă tratăm meciurile foarte serios și față de alte campionate, nu știu, parcă suntem uniți așa mi se pare din teren. Și venirea poate a lui Florin Marin a schimbat un pic în bine jocul vostru? Cu siguranță, se vede din rezultate. Jucătorii petreni au început de ieri după amiază pregătirea meciului de vineri din runda a 6-a cu cei de la Concordia Chiajna, partidă care va începe la ora 21.